Это чем шой? Opa, 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 opa. Piciorul, piciorul. Da. Trage la loc. Fiind un loc de veci. Însă așa cum aminteam și acasă și așa cum ne învață Sfânta Scriptură, aici este un loc unde dorim să așezăm trupul fără suflare de viață, având speranța că la revenirea Domnului Iisus Hristos El va putea chema din nou la viață pe cei care și-au pus încrederea și speranța în El. Cartea Faptele Apostolilor, în primul capitol, ni se vorbește despre înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer. Și după ce El s-a înălțat, niște oameni, urmași ai Lui, au rămas în urmă și doi bărbați îmbrăcați în alb au venit și le-au spus: bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Credem că Iisus a venit în lumea noastră și a trăit printre noi, dar credem și ce ni se spune mai departe despre El, și anume că s-a înălțat la cerul după ce El a înviat a treia zi, iar acum, în aceste timpuri ale istoriei, așteptăm ca Domnul Iisus Hristos să se întoarcă înapoi. Și când va veni a doua oară, va veni cu scopul de a oferi mântuirea celor care s-au încrezut în El. Și venirea Domnului Iisus Hristos va fi cu glorie și slavă, astfel încât oamenii să-L recunoască pe El ca împărat al împăraților și domn al domnilor. Apostolul Pavel spunea celor din Tesalonic, acolo unde s-a format o biserică, câteva cuvinte de îmbărbătare, care în astfel de momente e bine să ni le amintim. Căci însuși Domnul, spunea el, cu strigătul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi, cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. M-aș bucura ca în inimile celor care plâng acum această speranță a învierii prin Iisus Hristos
să fie cea care să vă mângâie durerea, iar prin Duhul Sfânt să puteți să găsiți drumul și calea care duce într-acolo. Acum facem parte din împărăția lui Hristos, dar este împărăția Harului, pentru că acum trăim încă în lumea păcatului. Însă la a doua venire a Domnului Hristos vom ajunge să facem parte din împărăția slavei, pentru că la revenirea Lui problema păcatului își va găsi rezolvarea pentru totdeauna, iar universul acesta mânjit de păcat va fi curățat și la final Dumnezeu va înlătura răul, va nimici răul și nu va mai exista satana, nu va mai exista îngerii lui și oamenii care l-au respins pe el vor fi pentru totdeauna nimiciți. Iar cei mântuiți, cei salvați, împreună cu îngerii, cu Dumnezeu, vor putea să se bucure pentru totdeauna de binecuvântările unei vieți fără sfârșit. Aș vrea ca să citim din cartea Apocalipsei de la final câteva gânduri, capitolul 21. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul din tâi și pământul din tâi pieriseră și marea nu mai era. Versetul 3 spune: și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, El va fi Dumnezeul lor, El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici sânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Iar în ultimul capitol găsim cuvintele Domnului Iisus Hristos care spun: iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Dumnezeu să ne ajute ca să ne încredem în El. Dumnezeu să binecuvinteze familia îndoliată și să le dea speranță, să le dea încredere și să-i ajute să se pregătească pentru întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos și cu toți cei mântuiți din toate viacurile. Și El să fie lăudat pentru harul Lui și pentru binecuvântările sale de acum și până în veci. Amin. Amin. Întrucât Dumnezeu, în dragostea și bunătatea Lui, a îngăduit ca fratele nostru Fițon Ion să treacă la odihnă, e momentul acum să ne pregătim pentru a încredința pământului trupul fără suflare de viață, dar îl vom încredința cu speranța nestrămutată că la revenirea Domnului Iisus Hristos, El îl va chema din nou la viață și îl va îmbrăca cu un trup de slavă nesupus putrezirii. Și în felul acesta vom putea pentru totdeauna să ne bucurăm împreună cu El și cu toți cei mântuiți. Domnul să ne întărească prin această făgăduință frumoasă. Amin. O să vă invit ca să facem o ultimă rugăciune înainte de a așeza cipriul în mormânt. Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Tău cel Sfânt venim înaintea Ta să-ți mulțumim pentru dragostea pe care ai arătat-o față de neamul omenesc. Îți mulțumim acum în mod special pentru că L-ai binecuvântat și L-ai ocrotit pe Cel care a fost fratele nostru, Fițon Ion, timp de aproape 87 de ani. Îți mulțumim pentru bucuriile din viața Lui, dar și pentru încercările prin care L-ai trecut. Însă mai mult decât orice îți mulțumim pentru că L-ai ajutat să Te cunoască pe Tine. Îți mulțumim pentru că Te-a ales pe Tine și îți mulțumim pentru că Ți-a slujit Ție. Te rugăm acum, în aceste momente, să binecuvintezi în mod special familia îndoliată. Te rugăm ca să binecuvintezi pe sora Eva, pe fratele Ion, pe Ionela, pe Carmen și pe toți ceilalți care fac parte din familia lărgită. Te rugăm ca să le dai speranță, încredere în Tine și să-i ajuți ca să se pregătească ca la revenirea Mântuitorului să fie gata pentru a se întâlni cu Cel pe care acum, cu durere, îl așează în mormânt. Dorim, Părinte, ca să cercetezi
inima fiecărui suflet prezent aici și să ne ajuți pe fiecare ca să putem să-L alegem pe Domnul Iisus Hristos în viețile noastre în fiecare zi. Te rugăm, ajută-ne, Doamne, ca să înțelegem că viața noastră pe acest pământ e trecătoare, dar în curând Mântuitorul se va întoarce pentru a ne oferi o viață veșnică. Ajută-ne, te rugăm, ca această încredere în făgăduințele Scripturii să rămână mereu în inimile noastre. Te-am rugat toate acestea, Sfinte Tată, prin Fiul Tău, Iisus Hristos, și prin Duhul Sfânt. Amin. În momentul acum, când familia își poate lua la revedere, iar apoi se poate așeza capacul și se poate așeza în mormânt. Vă invit ca să căutăm imnul 549, imn pe care să-l cântăm împreună cei care îl cunosc. Așteaptă-l să vin sănăcii, în credință și acum îl vedem, un cămin de Iisus pregătit, frumos, fericit și măreț, mult în lume mai vin, ce Tatăl ne-adună pe toți, atunci a răsărit, soarele mult doritei dreptăți. Sus cântarea răsună frumos, pe Hristos prea mărit de cerat. Mulțim noi
Tatăl mi-adună pe tot, atunci doar răsări soarele mult doritei de tău. Mă invit să mai căutăm hymnul 545. Yeah.
Trece zilnic depărtat, voi ajunge vara dragă și orașul părătesc. Tot ce am și viața-ntreagă, totul pentru ea jertfesc. O, ce țară când pe pragul întâlnirii lacrimi numai sunt descris, voi ajunge această țară ce ai mei îi voi vedea. Amară și o hară cât de grea. Ce țară minunată, ia ce țară cât dorit, țara mea răscumpărată de Iisus ce m-a iubit. Voi ajunge iar acasă, de la miul fericit. În curând voi sta la masă, cumpăratul meu iubit. În numele familiei aș dori să mulțumesc tuturor celor care ați căutat să ne fiți alături azi în această clipă grea din viața lor. Dumnezeu să vă binecuvinteze prin harul său și să vă dea bucuria mântuirii tuturor celor credincioși într-o zi. Domnul să fie cu familia îndoliată și cu noi cu toți în continuare. Amin. Am fericit cu Lor, vă dorim o vedere mai bună. Mulțumim! Dacă mi-e ciudă pe ceva, pasă mi-e ciudă, domnule, nu lasă să îmi îngroapă om dacă e cu COVID. Nu e masca și la mort, dar lasă să îl îngroapă pe cine. Mă bolnăvi și-o muri și proprietarea asta și din fața lui și ce-o făcut. Da, înțeleg. Dar nu trebuie mai mortul mai împlecheam, dar de ce nu le-aș înlocui? Înțeleg. Sunt oameni de sunt după 4 ore, să nu le vie, dacă nu ești la lucră, pe motor, să nu mai vă vorbim. Dar e bine că e un problemă, deja sunt carantină și o să-l fără mort. S-a murit, s-a murit soția, cum a venit. A venit una, dar nu știu să fără fără. Să se întâlce rău, nu știu că hai că ajut. Așa nu trebuie să fim în țără de testul nu se faci, vreau să fim greu, fără cază, nu e bază, nu e bază. Și acum nu știu cu hăcărea asta și în tata nu se fie bază, nu e 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 bază, nu e
Nu,